Salutare și bine v-am regăsit din nou pe acest canal. Astăzi o să continuăm seria noastră de Marvel Avengers și am ajuns la episodul cu numărul 5. Data trecută ne-a urmărit tipul ăsta, adică Hulk. Am ajuns acolo în Chimera, pe nava celor de la Avengers și uite că ne fugărește Hulk, dar nu știu de ce, bănuiesc că nu ne mai recunoaște sau ceva. Să încercăm să scăpăm de el. Okay. Clar, e destul de periculos, Hulk. N-am vrea să ne prindă. Bun. Și am găsit și scutul lui Captain America acolo pe jos. Pare că cam ala l-a luat cu ea. De că a fost acolo folositor. Încearcă să vorbească cu Hulk. I-a dat un pumn. Și Hulk i-a luat scutul. Și acum ce? Ce ar trebui să... Bun, se gândește acum să iasă afară. Uite că am făcut level up. Hai să vedem ce avem aici la skill-uri. Bun. Deci, DPF, o să avem un atac încărcat. Hai să luăm pe asta. Bun. Altceva. La Cosmetics avem skin-uri. Uite că are și costumații aici, Kamala. Obiective. Bun. Cam atât, cred că... uite, aici avem... ceea ce am colectat, benzile desenate, astea cred că din primul episod acolo de la A-Day, cele 5. Și ce am mai găsit pe parcurs? Bun, hai să continuăm. No wonder the resistance bailed on this place. Are pe aici. Bun, deci cu galben zice că just one more thing to break. Sunt ușile care se pot sparge și zidurile care se pot sparge. Să țin apăsat acolo, n-am mers din prima. Și ne arată că sunt și butoane aici. Hai să dăm pe buton. Trebuie să ne reîntoarcem acolo la zona de comandă unde ne-am bătut cu Captain America. Almost there. Și oare mai sunt și alți Avengers pe aici? Alți supereroi? Acolo ar trebui să ajungem. Dar oare pe unde? Hai să luăm și chestiile astea de aici. Resurse. Încă nu știu la ce o să folosească, dar le iau totuși. Cred că trebuie să fac aici un ram de la mare. Încercăm și... n-a mers. Nu știu unde ar trebui să o iau. Am mai găsit aici niște benzi desenate. Vedem oare pot de pe aici, pe undeva? Na.
Am încercat să sar direct. Nu știu de unde oare. Repot de pe cel, de pe avionul ăsta alt? Da, uite că am reușit. Și cred că trebuie să sar acum aici. Urmă. Da. A fost bună săritura asta deloc. Era ceva... Ah, uite. Era aici un buton. Acum am înțeles. Ah. Hai din nou. Uite aici mai este un buton. Just keep going up. What's that? Vedem ce e aici. Uite că lipsește ceva. Găsit un cufăr cu vestă, cu ceva pentru brațe, o insignă. Hai să vedem ce putem face cu ele. Sunt cam la fel chestiile astea. Avem pe asta cu 2 power. Are mai era ceva de pus? Da. Bun. Yes, found the handle for that junction box. Am aflat și maneta care lipsește de aici. Totuși măcar bine că am scăpat de Hulk momentan. Now that button has power, I can get out of here. Mai e ceva pe aici? Nu cred. Și hai să plecăm. There's my way out. Și am găsit ieșirea. No sign of the resistance anywhere. Hulk must have scared him away. Bun, zice că nu e nici urmă de rezistență pe aici. Ar putea ca Hulk să îi fi speriat. What am I supposed to do with this footage now? Și bineînțeles apar și niște roboți aici. Hai să le arătăm noi cine e șeful aici. Did you follow me here? That is so creepy. Oh. Mi-a dat una acolo, da. Cred că și ăsta m-a nimerit de 2 ori încă. Ah, am încercat acolo să dau un charge attack. Frumos. Cam atât cred că a fost tot. Ba nu, uite că mai bine. Le pot da și de la distanță, nu-i problema. Ca de exemplu. Problema e când mai apară. Și am lângă mine. Am dat acolo dodge. Bun, a mai venit încă unul. Asta e agent aim, cred. Put încă. Bună.
Le zice că lui este puternic, dar doar dodge. Hai că n-a fost atât de complicat. Mai sunt? Uite că mai venit unul. Am încercat să mă feresc, dar... am apăsat direcția bună. Și ce se întâmplă? Ok, cred că se rupe nava. Exact ce nu trebuia să se întâmple. Trebuia să caut ieșirea. Uite pe aici. Siguranță. M-a așteptat doi roboți aici. Și văd că trebuie să ne folosim ultimata. Hai să vedem. Mamă, ce mare a devenit Kamala. Hai să vă văd acum. Dacă mai vreți să vă bateți cu Kamala. Cum aș fi de le dau de la distanță. Le dau ceva damage. Kamala zici că e un fel de Hulk. Uite că... am crezut că și ei sunt mari, dar au venit... am devenit eu înapoi. S-a terminat skill-ul și uite că ne ajută Hulk. Dacă tot veni vorba. Să-l ajutăm și noi. Hai să-i mai dăm o dată. Ultima dată asta. Ok, pentru 20 de secunde. Ce s-a întâmplat? Deci habar n-am ce s-a întâmplat, dintr-o dată m-am trezit brusc. S-a trezit brusc aici camera într-un pat. Ok, ăsta e Hulk. Bruce. Ce are acolo? Okay. You can't just go around drawing people's blood. I know. Under normal circumstances, no, but these aren't normal circumstances. I-a tras sânge, cred. Holy crap. Dr. Banner. Oh, no. Highway 9, Highway 9, it's about 20 miles to Highway 9. If you take Highway 9, you get a stop, and then you probably could just do sorry. What are you talking about? I've spent zice că a petrecut o grămadă de timp. As the big guy. Ca și Hulk. Dar totuși ce vrea să facă oare cu sângele Kamalei? Cât timp ai fost aici? Câțiva ani. Yeah. Și? Că e remarcabil. Yeah. So I've been told. So this is why aimbots chase a kid into the desert? Că de asta urmăresc că aimbotii un copil în deșert. I kind of stole something off of AIM's server. What? Why?
Why? I know, okay? Acum îi zice Kamala că are ceva de pe serverele tipilor ăla. Să vedem ce e. Tarleton. Yeah. Este Tarleton. Why are you shutting down the security protocols? Ah, scena cu Captain America. Did he just... Right? That's what I thought. He totally locked Cap in the reactor room and then he tried to jack the Chimera. That's a bit of a stretch. We know the reactor was malfunctioning, so it's possible Cap asked him to shut down the security protocols and then lock the door. No, we've heard the A-Day testimony tons of times. Tarleton and Monica were on the command deck when the explosion happened, and that's why they barely survived. But this proves Bruce zicea că probabil Captain America i-a educat să-l închide acolo. Dar zicea, știu că reactorul nu funcționează corespunzător. Got bumped off. The rest of the footage got corrupted. Că restul filmării nu e mai e disponibilă. Look. What if the Avengers were set up? Okay. Tarleton, AIM, the so-called cure, it's just not lining up. There's something wrong and I can feel it. Ona zice că este foarte în ceață cu situația de față. Here I thought you were just some nosy little thief trying to make off with Cap Shield. Ok, Bruce să-i zice că... So? A crezut că e doar un hoț care vrea să-i fure scutul lui Captain America. Couldn't Mr. Stark help us with this? I mean, the whole mainframe was built on his technology. If anyone could get us in, it could be him, right? Yeah. There is a bus stop off Highway 9. You're going to keep heading west. Acum ne dă ceva indicații să mergem în... Maria's good people. Tell her I sent you and într-o parte la o nume Maria și se zice că ne-a trimis Bruce. You know something's not right. Sorry, I can't help you. Ok, zice că nu ne poate ajuta. Ar dori să poată, dar nu ne poate ajuta. You're Dr. Bruce Banner. You're one of the greatest minds of our time. Greatest minds? Zice... Look at what we did. You have no idea how dangerous it is. Că doar ne-ar putea ajuta că e Bruce, una dintre cele mai solicite minți din lume. Tarleton calls people like me. I-a zis Bruce că uite ce s-a întâmplat în urma... He claims we're sick. În urma minții lui. În lumea Marvel. He says our disease will kill us in the end. Well, I don't believe it. Guess I'll find Mr. Stark myself. Kamala zice că va încerca să-l găsească pe Mr. Stark de una singură. Bruce, aparent ne-a oprit. Hai să vedem cine mai zice. Va important sau? Avea nevoie de ceva cu care să mergi. Ne duce el la Mr. Stark? Ha, de care Bruce acolo o figurină cu Hulk? Deci, clar, dacă aș da skip la aceste casinuri, n-am mai înțeles nimic din joc. Am trezit de acolo de pe navă, direct în cine știe unde. Ok, sper să nu iau copyright. Am uitat să dezactivez muzica. Am ajuns într-o pădure. Zici că e junglă.
Bun. Și să urmăm... Să urmăm urmele spre... Oh, acum îl controlăm pe Bruce. Ok, probabil vom juca și cu Hulk, dar asta va fi în episodul viitor, deci nu uitați să apăsați acolo butonul de like, subscribe, de ce nu, chiar și share. Deci, toate cele bune, la revedere!